Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților, acei oameni care își doresc o schimbare, își doresc să se implice mai mult în viața comunității pe care își doresc să o reprezinte pentru următorii 4 ani. Noi îi aducem în fața dumneavoastră pe toți aceia care își doresc să facă acest lucru, să intre până la urmă în casele dumneavoastră și prin intermediul nostru și să-și prezinte proiectele, să-și prezinte viziunea pe care au pentru a dezvolta comunitatea respectivă. Astăzi ne oprim în capitala județului Hunedoara, la Deva, și l-am invitat alături de mine pe domnul Lucian Ioan Rus, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc din suflet pentru invitație! Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația de a fi în fața devenilor, în primul rând, pentru că ei sunt sau ar trebui să fie, așa cum o spun de fiecare dată, cei mai importanți pentru dumneavoastră, pentru cei care vă doriți să îi reprezentați în următorii ani. Ați intrat în această bătălie electorală, să îi spunem, deși este impropriu spus uneori, dar dacă ne raportăm la anumite aspecte ale vieții politice, putem să o numim și bătălie. Ce vă doriți dumneavoastră pentru Deva? Tot ce e mai bun pentru orașul meu. Deva este acasă, Deva este orașul meu natal, și pentru Deva nu pot decât să-mi doresc tot ce este mai bine. De aceea m-am și implicat în această campanie electorală. Nu i-aș spune bătălie, i-aș spune campanie electorală, i-aș spune un angajament pe care vreau să-l fac în fața devenilor, în fața locuitorilor din municipiul Deva, venind cu gândul de a face lucruri bune pentru orașul nostru, de a rezolva din problemele care există și de a veni cu o nouă viziune și cu o nouă gândire pentru dezvoltarea municipiului Deva. Acum este momentul oportun pentru a vedea și deveni care este viziunea pe care dumneavoastră o aveți pentru a dezvolta orașul dumneavoastră natal, cum ați spus puțin mai devreme. Și este important până la urmă să veniți în fața lor cu soluții, pentru că problemele le cam cunoaștem cu toții. Așa. Oamenii au nevoie de soluții, au nevoie de proiecte viabile până la urmă. Da, cred că oamenii nu au nevoie de promisiuni, au nevoie de lucruri concrete, de lucruri realizabile, lucruri care să se și întâmple și lucruri pe care să le dezvoltăm pentru viitor, pentru dezvoltarea și binele orașului nostru. De aceea, cred că începutul pe care ar trebui să-l facem toți, cred că candidații, ar trebui să vedem, să plecăm de la bugetul nostru, de bugetul municipiului Deva, cum ar trebui să arate acest buget și cum ar trebui construit anual și un buget multianual pe care să-l putem folosi așa cum se cuvine în dezvoltarea municipiului nostru. Să înțeleg și că până la urmă și administrația locală are nevoie de un plan de afaceri. Categoric, bineînțeles, cu siguranță da, și un plan de afaceri pe termen scurt, mediu și lung, astfel încât să vedem care este dezvoltarea, să vedem care este viziunea, să vedem care este perspectiva și atunci cetățenii se aleagă din cei care vin cu cele mai bune și mai concrete soluții. Și de aici aș începe de la partea de buget, pentru că bugetul este al nostru, al devenilor. Este strâns din banii, din contribuțiile noastre ale devenilor. Iar decizia pe care ar trebui să o facem în fiecare an pentru atribuirea acestui buget va trebui să fie în discuție permanentă cu devenici. De aceea, unul din punctele cele mai importante pe care noi, ca echipa a Partidului Social Democrat, le propunem pentru Deva și pentru bugetul municipiului Deva este acest buget participativ, în care să discutăm cu toți reprezentanții asociațiilor de proprietari, cu toți reprezentanții cartierelor, cu reprezentanții antreprenorilor din municipiul Deva, cu reprezentanții turismului din municipiul Deva, astfel încât împreună să creionăm acest buget și să-i dăm o destinație corectă și clară. Pe lângă viziunea noastră a echipei care vine cu o strategie concretă pentru dezvoltare, trebuie să fie și această parte participativă pe care trebuie să o facem împreună cu oamenii, cu reprezentanții locuitorilor din municipiul Deva. Ăsta este un lucru de început cu care în fiecare an ar trebui să înceapă municipalitatea cu acest buget participativ. Așa cum am spus, este din banii noștri constituit acest buget și atunci noi trebuie să avem posibilitatea să decidem care este cea mai urgentă acțiune pe care trebuie să o facem, prioritate la care trebuie să ne uităm și, bineînțeles, este partea de fonduri europene, unde tot din acest buget trebuie să-l alocăm pentru fondurile europene care să poată multiplica acest buget și să putem să reușim să facem cât mai multe lucruri din utilizarea bugetului nostru. Nu trebuie să uităm că bugetul municipiului Deva astăzi este cel mai mare buget din județul Hunedoara, inclusiv mai mare decât al bugetul Consiliului Județean Hunedoara. Deci,
putem să facem. Avem de tot ce înseamnă infrastructură, apă, canal, drumuri. Exact. Județul Hunedoara are rețeaua cea mai mare de drumuri din România. Și vedem cum Consiliul Județean poate... Și nu este una de loc ușoară, dacă ne gândim și la reliefful pe care nu este ușoară, nu este facilă și este cu foarte multe probleme, dar uite că Consiliul Județean a reușit să le pune la punct. A reușit să fie prezent peste tot acolo și a reușit să atragă peste 1 miliard de euro fonduri europene. Așa ne dorim și noi la DEVA, să putem ca din bugetul pe care îl avem să atragem cât mai multe fonduri europene, să fie un buget care să-l multiplicăm și să fie în beneficiul locuitorilor municipiului DEVA. Să nu uităm, avem PNRR, avem tranziție justă, avem fonduri europene, avem Angel Salini, un program al guvernului extrem de bun și necesar pentru tot ce înseamnă OAT-urile din România. Acestea sunt cele care trebuie să le folosim împreună cu cofinanțarea din bugetul local, să putem să facem lucruri bune pentru orașul nostru. Deci un prim lucru asupra căruia v-ați aplicat mai multă atenție este aceea de a implica, de fapt, în mod activ și pe deveni. Ați simțit că totul acest vine lucru de acolo. Au nevoie, de fapt, și oamenii de asta. Este necesar să facem, nu că au nevoie. Așa cred că trebuie făcut. Pentru că, așa cum am spus, bugetul este făcut din contribuțiile noastre, ale tuturor. Așa cum, de exemplu, și în sport, că discutăm de sport dățile trecute. Este atât de important să avem terenul de sport în fiecare cartier, să avem un teren de fotbal, să avem poate un teren de mini teren de basket în care să fie disponibil pentru un joc 3-3. Eu, practicând basketul de performanță atâția ani de zile, mi-e drag și este necesar. Dar nu numai atât. Trebuie să ne axăm foarte mult pe sportul de masă, pe dezvoltarea sportului de masă în DEVA, pe terenuri disponibile și prezente în cartierele noastre, astfel încât tinerii să nu mai stea în fața tabletelor, telefoanelor sau televizoarelor, ci să iasă în aer liber, să socializeze, să facă acest sport de masă care, până la urmă, este beneficiul nostru al tuturor, pentru sănătate, pentru petrecerea timpului liber și așa mai departe. Toate acestea vin tot cu discuții pe care trebuie să le facem împreună cu reprezentanții cartierelor, pentru că fiecare cartier reprezintă o comunitate și nu este o comunitate mică, este o comunitate importantă. Dacă ne uităm la OAT-urile pe care avem în județul Hunedoara, OAT-uri cu 1.000-1.500 de locuitori, vedem că tot ce înseamnă cartierele DEVA-i reprezintă comunități mult mai mari. Ar trebui să aibă un centru de comunitate cu un parc, cu o zonă de promenadă, o zonă de întâlnire, cu facilități pentru sport, un centru al fiecărui cartier. Este extrem de important. Pentru că de aici ne tragem pepiniera și de aici putem dezvolta și sportul de performanță, care este esențial și important pentru locuitorii de veni. V-am spus, și eu am făcut basket de performanță 6 ani de zile în tinerețe și știu ce înseamnă importanța atât a sportului de masă cât și a sportului de performanță. Tot timpul aud tot felul de lucruri și de discuții că dacă vine Bruce la primărie nu o să mai facă competițiile sportive, nu o să mai facă de nici vorbă de așa idei. Ceva. Nu contează. Important este pentru copiii noștri să facă sport, indiferent că vorbim de fotbal, basket, judo, karate sau așa mai departe. Gimnastică pentru că aici este aici cu totul și cu totul altceva. Am fost cel puțin o pepinieră. Exact. Adevărată. Și aici, dacă mi-ați aruncat la fileu mingea, acum, categoric la sportul de performanță, vedem ce a făcut Hunedoara ieri. Extraordinar. Felicitări primarului care chiar îmi spunea, zice, acum 2 ani de zile aveam 200 de oameni pe stadion, acum avem mii, zeci de mii de oameni care vor să vină și să participe alături de noi. Deci se poate. Și noi am avut handbal și trebuie să-i redăm locul acolo unde trebuie și gimnastica, exact așa cum ați spus, care este un dorință a mea și a colegilor mei, a întregii echipe de a putea să aducem lotul de gimnastică înapoi la DEVA pentru tradiție, pentru perspectivă și pentru pepiniera pe care noi am avut-o și rezultatele extraordinare pe care am avut. Iată că avem cu ce discuta pe partea de sporturi, pentru că sportul este esențial pentru sănătatea noastră. Este extrem de important să-i dăm atenția cuvenită. Ar avea administrația locală și pârghiile necesare pentru a face acest lucru, pentru a readuce sau pentru a renaște cumva această tradiție a gimnastică la DEVA? Cu siguranță că avem. Acum ne uităm la ce înseamnă liceul sportiv și toată baza acolo care a fost reabilitată. Administratorul acestui liceu sportiv este cu noi în echipă, este cel care ne-a spus și ne-a deschis perspectivele și pe partea asta. S-au făcut investiții, s-au înnoit tot ce înseamnă aparatura de acolo. Trebuie să facem și noi toate diligențele ca să aducem lotul de gimnastică la DEVA și să-și rea această tradiție pe care a fost începută și cu extrem de multe rezultate de-a lungul timpului. Și extrem de multă muncă până la urmă și nu totul trebuie... se face doar cu muncă.
Totul se face cu muncă. Dar vedeți că uneori unii tind să aleagă drumul mai scurt și mai ușor. Nu este neapărat cel spre succes. Posibil, noi suntem cei care ne-am angajat să ne punem toată energia și toată puterea în slujba cetățenilor, în slujba Devei, pentru că Deva merită mai mult, Deva poate mult mai mult și ne dorim tot binele pentru orașul nostru și pentru locuitorii orașului nostru. Dacă în data de 9 iunie Deveni vă vor oferi votul de încredere, care va fi prioritatea numărul 1 al posibilului viitor primar Lucian Ioan Rus? Primul lucru va fi categoric curățenia în acest oraș. Este extrem de important să vedem, pentru că din discuțiile pe care le-am purtat și din ceea ce vedem până la urmă în tot ceea ce înseamnă Deva astăzi, și vorbim nu numai de centru, vorbim de toate cartierele Devei, vorbim de satele aparținătoare, trebuie să ne uităm foarte atent și trebuie să întreținem ceea ce avem. Primarii au făcut de-a lungul timpului foarte multe obiective. Așa cum sunt, le avem în beneficiu nostru al cetățenilor. Un lucru pe care noi acasă la noi îl facem și trebuie să-l facem și pentru casa noastră Deva este să le întreținem, să le vopsim, să le punem la punct în fiecare primăvară, până la urmă ca un bun gospodar, te apuci și îți faci curățenie în casa ta, ți-o pregătești de primăvară, ți-o pregătești așa cum trebuie, așa trebuie să facem și noi în orașul nostru. Trebuie să ne uităm foarte atent la tot ceea ce avem astăzi, să le conservăm, să le protejăm, să fie puse la punct pentru cetățenii orașului Deva. Asta este o prioritate extrem de importantă. Dacă este să ne mai uităm, trebuie să vedem de asemenea și tot ce înseamnă locurile de parcare. Eficiența locurilor de parcare este o măsură care nu va putea fi făcută imediat, dar trebuie să începem de undeva. Trebuie să vedem tot ce înseamnă mașinile abandonate care ocupă aceste locuri de parcare. Trebuie să vedem și să gândim pentru niște parcări supraterane între cartiere. Sunt atât de multe spații între blocuri, suprafețe betonate pe care le avem și poate că alea putem să le folosim, să aducem niște structuri metalice, cum am văzut în alte municipii reședințe de județ. Sunt folosite, sunt practice, sunt extrem de folositoare pentru tot ceea ce înseamnă degrevarea locurilor de parcare și traficului din cartiere. Sunt multe lucruri pe care ar trebui să le facem, dar trebuie să începem de undeva, pentru că tot timpul trebuie să ne uităm la nevoile și la atenția oamenilor. Dar curățenia orașului trebuie să o luăm în vedere. Iluminatul orașului. Avem atâtea zone care nu sunt iluminate corespunzător sau nu au suficiente becuri în momentul de față. Vreau ca după 9 iunie să putem să aducem luminatul așa cum trebuie în municipiul nostru, să avem o echipă care permanent asta să facă, să supravegheze și să avem locurile luminate pentru siguranța cetățenilor noștri, pentru accesul facil. Sunt lucruri esențiale pentru 2024, cred că. Esențiale și până la urmă nu atât de greu de pus în practică, dacă există un om care înțelege aceste lucruri și importanța siguranței cetățenilor în primul și în primul rând. Categoric, aici sunt mai multe componente și am discutat cu colegii mei și cu oamenii pe stradă că tot am povestit de această participare a tuturor asociațiilor de proprietari. Aș vrea să înceapă în felul următor, în fiecare cartier să venim noi ca și administrație publică locală cu niște propuneri de amenajare a zonelor verzi, de propuneri de iluminat, propuneri de frizizarea traficului, de tot ceea ce înseamnă atenția pentru cartierele respective, 2-3 propuneri pe care să le punem pe masă, astfel încât împreună cu reprezentanții cartierului, asociațiilor de proprietari, să discutăm și să vedem cum vrem să arate cartierul nostru și în funcție de asta să putem să începem. Sunt multe zone unde, de exemplu, sunt garduri vii care sunt plantate de pe vremea lui Ceaușescu, care nu sunt întreținute sau care, până la urmă, ascund mizerii, ascund tot felul de oameni ai străzii și așa mai departe. Vreau să deschidem aceste zone împreună cu oamenii și cu hotărârile pe care ei vor să le ia împreună cu noi, să le deschidem, să fie un spațiu curat, să fie un spațiu de zonă verde pe care să-l aibă la dispoziție, un spațiu deschis, să zâmbească cartierul nostru, să zâmbească orașul nostru. De aici mergem mai departe cu iluminarea și cu protecția persoanelor care merg, pleacă seara de la lucru și se trezesc cu tot felul de surprize. Și aici să venim împreună cu poliția locală, un instrument extrem de important pe care îl avem, să le dăm acestor polițiști locali puterea și dorința de a face ordine în acele cartiere. Știți, când eram mic, era acel sectorist, acel polițist de cartier care mai spărgeam și eu un geam când mă jucam cu mingea în fața blocului și colegii mei și așa mai departe, știa foarte clar, noi pe Cogălnicianu e acolo, e rus, ăsta acolo, el sunt... Asta avem nevoie, ca acești polițiști locali să fie prezenți în viața comunității.
Cum am plecat de la ideea de la început, cartierul este o comunitate extrem de importantă pentru orice comunitate și pentru orice sat, pentru orice oraș, este extrem de important profesorul, învățătorul și polițistul, da? Și primarul, categoric. Și atunci acest polițist, sectorist de cartier trebuie să știe lumea, să-și facă treaba acolo și să aibă o relație foarte bună cu asociațiile de proprietari, cu locuitorii de acolo, ca să prevină tot ceea ce înseamnă siguranța cetățeanului. Cât de mult ar trebui să conteze pentru un primar această relație pe care o are cu cetățeanul? Pentru că oamenii, da, își doresc drumuri asfaltate, își doresc să aibă toate utilitățile, vorbim de apă, canalizare, gaz, energie electrică și așa mai departe, dar uneori se întâmplă cumva ca această relație să nu funcționeze foarte bine între reprezentanții administrației locale și cetățenii. Așadar, revin cu întrebarea, este importantă sau cât de importantă este această relație? Cred că dacă luăm pe o scară de la 1 la 10, ar trebui să mergem de la 20 în sus. Haideți să nu uităm, primarul este reprezentantul cetățenilor. Primarul, împreună cu Consiliul Local și cu tot ceea ce înseamnă aparatul primăriei, sunt oameni care sunt în slujba cetățenilor. Așa trebuie să o luăm și cu siguranță că se întâmplă acest lucru, dar poate fi îmbunătățit. Dar primarul trebuie să fie permanent între oameni, permanent între tot ceea ce înseamnă viața comunității. Și aici că tot discutăm și tot vedem problemele care sunt în Deva. Trebuie să fii tot timpul în stradă alături de oameni. Trebuie să vezi permanent problemele și nu numai problemele. Trebuie să vezi și ceea ce faci ca să duci la îndeplinire așa cum trebuie să le implementezi. Să fii conectat cumva să fii cu conectat. Ce se întâmplă. Primarul este reprezentantul oamenilor. Vine în slujba cetățenilor. Primarul trebuie să fie permanent la dispoziția cetățeanului. Asta este un lucru esențial și extrem de important. Așa cum ați spus, dacă să comparăm, asta trebuie să facă. Asta este treaba primarului. Trebuie să aibă și strategie, dar trebuie să țină cont permanent de tot ceea ce înseamnă părerea locuitorilor și de dorințele și de doleanțele lor. Știți, este o vorbă românească și probabil că este folosită și în alte țări. Funcția schimbă omul. Cum îi convingeți pe deveni că odată ajuns în acest fotoliu de primar, nu vă veți schimba? Cei care nu mă cunosc îmi doresc să-mi dea șansa ca pe nouă inimă să poată să mă cunoască poate mai bine. Dar cei care mă cunosc cred că știu foarte bine că de copil fiind, de antreprenor în Deva, lucrând în domeniul privat, în momentul când am ajuns secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenatului și Turismului, am încercat să nu mă schimb, să fiu același om, același om pentru oameni și același lucru am făcut, așa cum ați spus dumneavoastră, cum primarul trebuie să facă pentru comunitatea lui, eu să fac pentru țara mea ce am făcut în ultimii 2 ani jumătate. Și nu am schimbat. Ce am încercat să fac a fost să învăț în fiecare zi, să progresez și să pot să am cât mai multă experiență și de aceea vreau să vin pe fotoliu de primar ca să pot să-mi aduc această experiență pe care am dobândit-o atât din privat cât și din administrația publică centrală în folosul devenilor. Așa că cred că dacă am avut această onoare și experiență la nivel central ca și ministru secretar de stat, ca și primar, cu siguranță nu vă mai schimba. Din contră, vreau să învăț mai mult și vreau ca toată energia, așa cum am făcut în cadrul ministerului, vreau să-mi o pun aici, în slujba cetățenilor, locuitorilor Devei, ca să pot să fac lucruri bune pentru orașul meu. Să înțelegem că ați ține de om. De om, de omenie, de foarte mult, de educație, spune, de foarte multe se spune lucruri. Foarte mult beția puterii. Dacă stăm să comparăm ceea ce înseamnă funcția de primar și funcția de secretar de stat, cu siguranță, secretar de stat e o funcție extrem de puternică, extrem de influentă, ca să spun așa, și o funcție care îți aduce foarte național. Multe realizări, pentru că poți să faci lucruri pentru întreaga țară. Dar aici, pentru orașul nostru, noi toți devenii trebuie să ne implicăm și să facem aceste lucruri bune și să facem ca Deva să meargă înainte și de aceea vreau să vin la Deva, de aceea vreau să mă implic, pentru că cred în oamenii din Deva, cred în potențialul Devei și cred în perspectiva pe care putem împreună ca echipă, împreună cu consilierii locali, împreună cu toți cetățenii municipiului Deva că putem să facem aceste lucruri în Deva. Avem exemple, Hunedoara, avem exemple, Orăștie, avem exemple în toată țara, putem și noi să o facem la Deva.
dar trebuie să ne mobilizăm și trebuie să pornim motoarele așa cum trebuie. Da, și de cele mai multe ori oamenii, că m-ați dat exemple, acele câteva orașe din imediata apropiere a Adevei, și de cele mai multe ori oamenii se întreabă de ce acolo se poate și în altă parte nu se poate. Cumva eu vreau să demonstrez că se poate și la Deva și este dezideratul pe care l-am împreună cu toți colegii mei să demonstrăm că se poate. Suntem prieteni cu domnul primar de la Hunedoara. Ne uităm ce a făcut, învățăm și de acolo, pentru că, așa cum am spus, permanent trebuie să învățăm. Și eu învăț, așa cum le spun copiilor mei totdeauna când mă întorc în weekend acasă și discutam cu ei seara și aia îmi spuneam, tati, iară trebuie să învățăm, iară trebuie să facem. Toată viața învățăm, iar nu avem voie să ne oprim niciodată din învățat, pentru că doar așa putem progresa, doar așa putem să devenim mai buni, mai profesioniști și putem să ne facem treaba cât mai bine acolo unde ne desfășurăm activitatea. Doar că nu veți putea de unul singur. Aveți o echipă pe care deja ați conturat-o. O parte dintre oameni deja sunt figuri cunoscute, să spunem, în Deva, în județul Hunedoara. Pe ce anume v-ați bazat atunci când v-ați conturat echipa din jurul dumneavoastră? În primul rând sunt colegii mei, sunt prietenii mei, sunt colaboratorii mei, sunt oamenii cu care noi, ca și echipa Partidului Social Democrat, ne-am dezvoltat de-a lungul timpului și am încercat să fim din toate domeniile de activitate implicați aici, pentru că vom avea nevoie de foarte multă energie, putere și experiență ca să putem să implementăm aceste proiecte pe care ni le propunem. Și am ales să fim colegi din domeniul sănătății, de exemplu, unde l-avem pe directorul spitalului. Avem încă un doctor foarte cunoscut, pe doctorul Florea, care este un doctor tânăr și de perspectivă. Avem oameni din administrația centrală, avem oameni din administrația locală, oameni cu experiență. Președintele executiv al Organizației Municipale Deva, Ciprian Roman, directorul Centrului Cultural al Consiliului Județean, o persoană foarte cunoscută și cu o extrem de mare experiență, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Bădin, avem colegii consilieri locali pe care avem și acum în Consiliul Local al Municipiului Deva, avem colegi care vin din tot felul de instituții, ingineri, economiști, antreprenori, oameni cu experiență, oameni care știu împreună cu noi toți să știm ce avem de făcut și putem să facem aceste lucruri să se și întâmple. Cred că ar fi momentul să discutați și direct cu devenii și să îi convingeți cumva sau să le explicați de ce ar trebui să vă ofere votul de încredere în data de 9 iunie. Cred că cel mai important lucru este echipa și cred că în tot ceea ce facem nu putem de unul singur. Trebuie să facem cu muncă în echipă. Ceea ce ne dorim să facem pentru Deva astăzi sunt aceste lucruri de care Deva are nevoie și atunci vorbim, cum am plecat de la discuția bugetului, plecăm cu partea de dezvoltare economică, pe partea de dezvoltare turistică, unde expertiza și experiența noastră este foarte mare. Vorbim de partea de sănătate, de educație, să nu uităm și să ne axăm foarte mult pe tot ceea ce înseamnă partea de educație. Sunt lucruri extrem de importante pe care trebuie să le dezvoltăm în municipiul nostru. Avem planuri concrete, planuri reale și dorința mare de a face lucruri bune pentru Deva. Ne dorim tot binele nostru, al devenilor, pentru că Deva merită mai mult. Merită mai mult, cu siguranță, și asta cred că v-au spus-o și devenii, aceia care nu sunt deloc puțin la număr, cu care v-ați întâlnit în ultima perioadă și înainte, pentru că știu că chiar dacă ați fost mai mult timp în slujba întregii țări, dacă pot spune așa, ați reușit de fiecare dată să veniți și să vă întâlniți cu oamenii de aici din județul Hunedoara și probabil că aceste puncte importante le-ați acumulat cumva și de la ei. Categoric, odată este strategia și gândirea noastră pe care o avem ca și echipă, dar mergând zilnic între oameni și discutând, am luat și de acolo foarte multe idei, foarte multe sugestii, pentru că niciodată nu poți face de unul singur și nici chiar în echipă, în această echipă pe care o avem, pentru că noi toți trebuie să facem lucruri pentru oameni și acolo vedem nevoile și necesitățile lor și împreună cu strategiile noastre și cu necesitățile oamenilor, așa vrem să concretizăm și să facem lucruri
lucrurile de acum încolo. Ei cred foarte mult în acest parteneriat public-privat pe care și la nivel central și și aici la DEVA vreau să-l implementăm. Cum am spus, un consiliu consultativ al antreprenorilor în care permanentă discuție trebuie să fie cu antreprenorii, pentru că antreprenorii din DEVA sunt cei care plătesc taxe și impozite, angajează și cei care își desfășoară activitățile aici și dau valoare DEVA-i. Împreună cu asociațiile de proprietari, acest consiliu consultativ al asociațiilor de proprietari, împreună cu consiliul consultativ al turismului, pentru că potențialul de dezvoltare al turismului pe DEVA este unul fantastic, dar trebuie să ne punem la masă și să mergem înainte cu o strategie coerentă. Pe partea de sport, iar este extrem de important să putem să dezvoltăm aqualand-ul cu un bazin acoperit, să putem face mai multe terenuri de sport, așa cum am spus, în cartiere. Deci sunt componente importante. Pe domeniul educațional, ok, suntem aici unde suntem, dar avem nevoie de facultăți puternice, pentru că antreprenorii au nevoie de pepiniera de mâine, a tot ceea ce înseamnă personalul pe care să-l dorească să și-l angajeze. De învățământul dual, împreună cu liceele, să transformăm cât mai multe clase în învățământ dual, pentru că așa vor putea veni investitorii în municipiul nostru, știind că au deschiderea a tot ceea ce înseamnă liceele de specialitate, a inspectoratului, susținerea municipalității și în parteneriat cu Consiliul Județean, astfel încât toți împreună să putem să pregătim pepiniera pentru mâine. Este important ca DEVA să fie un magnet de atragere a tinerilor din tot ceea ce înseamnă satele, comunele, orașele și municipiile județului și ca orice municipiu reședință de județ trebuie să filtreze și să țină în municipiul nostru vârfurile tinerilor care să-i atragă, să vină și să stea și să-și desfășoare activitățile aici. Cu siguranță vor pleca și în alte orașe mai mari, dar trebuie să ne asigurăm că avem și noi în DEVA ce să le dăm ca să putem să încurajăm să fie aici, să-și crească familia, dezvolte familia, să crească copiii și să aibă o viață în municipiul nostru. De cele mai multe ori auzim oamenii solicitând primarului locuri de muncă. Ei bine, asta s-a lămurit cumva că primarul nu va putea să creeze locurile de muncă, însă poate crea cumva condițiile exact pentru ca investitorii să vină și nu doar să vină să discute și să plece mai departe spre alte orașe, ci să și rămână aici. Intenționați să creați cumva un pol și în acest sens pentru investitori? Este extrem de important să putem crea acest lucru. DEVA ar fi trebuit să aibă un parc industrial de mulți ani. Poate ar fi trebuit să-l avem atunci când s-a demarat tot ce înseamnă investițiile în România și ne uităm la municipiile reședințe de județ învecinate. Creăm locuri de muncă, dar nu le putem crea peste noapte și peste tot unde mă întâlnesc cu oamenii și discut, le spun ceea ce gândesc eu și cum cred că este corect să se întâmple, pentru că fiind și secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenatului și Turismului, venind și din privat, știu cât este de greu și de dificil pentru un antreprenor ca să vină și să se implementeze într-o localitate și să se dezvolte business-ul acolo. De aceea trebuie să începem cu acest parc industrial pe care trebuie să îl avem. Este important pentru fiecare municipiu reședință de județ să-l aibă. Dar nu numai atât. Așa cum am spus mai devreme, este important de colaborarea cu liceele, cu instituțiile de învățământ superioare și chiar am discutat cu decanul Politehnicii de la Hunedoara ca împreună să putem face acest parteneriat cât mai puternic să pregătim pepiniera pentru antreprenori. Deci sunt mai multe condiții pe care trebuie să le îndeplinim ca după aceea să ne putem asigura că avem condițiile necesare prin care să atragem un investitor. Astăzi la minister, dacă îi se spun, nevoia cea mai mare a unui investitor nu este acest teren neapărat. Este un lucru esențial pe care trebuie să-l aibă și în aproape toate reședințele municipiile, reședințe de județ din țară există. Componenta cea mai importantă este forța de muncă și faptul că el vine aici, într-o localitate, vrea să se dezvolte după aceea, nu să-și mute business-ul peste câțiva ani. Și aia îi trebuie pentru ca să se asigure că această pepinieră a forței de muncă, forța de muncă specializată, o va putea obține prin acest învățământ dual, prin universități și facultăți de specialitate care să fie acolo și să atragă studenți pe care el să-i formeze din timpul facultății ca după aceea să rămână în afacerile lui ca să poată să-i dezvolte business-ul mai departe. Deci este un întreg parteneriat pe care trebuie să-l gândim, a cărui rezultat până la urmă este cu adevărat crearea locurilor de muncă. Aceste lucruri trebuiau de 15-20 de ani poate începute, dar este și acum un moment bun, haideți să o începem și să o facem pentru că este esențial pentru DEVA să atragă investiții și să atragă cât mai multe business-uri în localitate.
Din păcate suntem la final de emisiune, așa că în maximum un minut o să vă rog să-i convingeți pe deveni și să vă voteze în data de 9 iunie, dacă ei așa consideră că este bine pentru Deva și pentru viitorul acestui municipiu, reședință de județ. Vă rog. Din discuțiile pe care le-am cu oameni și merg zilnic în fiecare cartier al Devei și discut cu oamenii, mergem cu inima deschisă și cu întreaga echipă pe care o avem de oameni profesioniști, oameni dorniți să facă lucruri pentru municipalitate, pentru cetățenii municipiului Deva. Și vă rugăm să mergeți la vot în 9 iunie, să ne spunem cuvântul și să facem o Deva așa cum ne dorim să fie, o Deva care să zâmbească, o Deva care merită mai mult. Vă încurajez să mergeți la vot, vă încurajez să gândim pentru o schimbare și pentru un lucru bun pentru municipiul nostru. Doamne ajută! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes vă doresc! Doamne ajută! Mulțumim pentru invitație! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!